Aș vrea să vă citesc un singur verset din Biblie, voi mai aminti și altele, Psalmul 125, versetele 4 și 5, de fapt sunt două. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, amin, da? Dar la al doilea verset vă rog să nu ziceți amin. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Înainte de a ocupa locurile, la două persoane, atât din jurul dumneavoastră, să-i spuneți, bine ai venit pe calea Domnului, și apoi ocupați locurile. Haideți, faceți gestul acela, s-ar putea să fie cineva străin, bine ai venit pe calea Domnului. Bine ați venit pe calea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, fete și băieți care ați ales în seara aceasta să fiți la închinare, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și în numele Bisericii Betleem din Arad, al cărei sclav de serviciu sunt pentru o perioadă de timp, până când vine alt sclav, alt rob care duce mai departe slujirea aceasta. Mulțumesc că prin fratele păstor Nic, corpului pastoral care au aprobat prin ședință venirea mea în locul acesta la voi, la dumneavoastră, sunt onorat să vă pot sluji. O armată de tineri, o mare întreagă de tineri, nu mi-aș fi putut imagina vreodată că la așa mare distanță de casă voi vedea o armată atât de oameni de mare, de români. Să nu uitați niciodată în viața voastră că sunteți români. Evreul e evreu oriunde se duce pe pământul acesta. Învățați-le cultura, învățați-le limba, învățați-le, luați-le banii, câștigați-le banii, dar în același timp nu uitați că sunteți români. Am putea să zicem cu toată adunarea, noi suntem români, haideți să zicem cu toții, noi suntem români. Domnul să vă binecuvinteze. Dragi tineri, aș vrea să vă spun că sunteți cea mai puternică generație care a existat vreodată pe pământ. Știu că vă surprinde. Toată copilăria și toată tinerețea mea am fost crescut în gândirea aceasta. Generația asta nu-i bună de nimic, nu sunt stare de nimic și vai de noi când vom ajunge la pensie, că n-are cine să ne plătească pensia. Acesta a fost creditul pe care unii dintre frați l-au dat generației noastre. Și în felul acesta am crescut noi și ni se spune de dimineața până seara că nu știm altceva decât Brawl Stars și decât Fortnite și numai Roblox și Minecraft și nu știm altceva decât Insta Story și nu știm altceva decât Snapchat și alte lucruri. Vreau să știți că sunteți cei mai capabili oameni care au trăit vreodată pe pământ. În preștiința sa Dumnezeu a zis așa, va veni o vreme foarte grea pe pământ. Și pentru că vremea va fi atât de grea, am nevoie de o generație foarte puternică să facă față generației acestea și vremii grele în care va veni pe pământul acesta. Astfel, Dumnezeu a rânduit să vă nașteți voi, cei mai puternici oameni în care Dumnezeu are încredere, iar dumneavoastră, frații în vârstă care sunteți aici și v-ați temut toată tinerețea și toată slujirea, că ce se va alege de slujire, ce se va alege de biserică, lucrarea lui Dumnezeu rămâne pe mâinile noastre, pentru că aveți încredere în noi că doar dumneavoastră ne-ați crescut. Adică în momentul în care n-aveți încredere în noi, înseamnă că n-aveți încredere în investiția de 50 de ani pe care ați făcut-o. Dumnezeu să binecuvinteze și vârstnicii și tinerii. Amin? Domnul să vă întărească. Apreciez foarte mult distanțele pe care le-ați făcut. Fiecare kilometru va fi răsplătit de Dumnezeu. Mă bucur că m-am întâlnit cu Beni Cibu, un prieten de-al meu. Domnul să te binecuvinteze, Beni, și să-ți dea biruință. Vom petrece 3 zile împreună, azi, mâine și poi mâine. Și apoi voi pleca, voi rămâneți și ceilalți vă veți duce în direcția voastră. Astăzi vom răspunde la întrebarea ce nu este calea care duce spre cer și vom vorbi despre calea largă și poarta lată. Mâine vom răspunde la întrebarea cine este calea. Vom răspunde la întrebarea cine este calea. Iar luni vom răspunde la întrebarea cum este calea. Vă las acest subiect de meditație, v-am trezit curiozitatea, pentru cel care nu participă la toate trei, va rămâne doar cu 33% din lecție.
Aș vrea să știți că suntem expuși în fiecare zi pericolului de a lua-o pe lângă căi, de a părăsi calea. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Oare dacă ar fi să te oprești săptămâna asta? A fost măcar o dată când pe telefon acolo ai luat-o și pe altă cale decât cea a fraților Strugariu, și pe altă cale decât cea a lui Cristi Boariu, a lui Gabi Zăgrean, și pe altă cale decât cea a neprihănirii și am intrat în alte ferestruici? Dacă ar fi venit Domnul în clipa aceea, ai fi fost nimicit împreună cu drogații, ai fi fost nimicit împreună cu talibanii, cu Hezbollah și cu toți ceilalți. Dă slavă lui Dumnezeu că a rânduit seara aceasta în care să putem redresa viața și să mergem drept spre calea care duce în împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Vă recomand încă de la început două cărți, vă pun pe jar, de îndată, nu de mâine, de ieri trebuie comandate. De ieri, nu de mâine, două cărți pe care trebuie să le aveți în casă, Călătoria creștinului al lui John Bunyan, care va fi o continuare a celor trei mesaje pe care le voi avea, Pilgrim's Progress. Iertați-mi accentul rusesc al englezei mele, voi mai rosti câteva cuvinte, să nu vă prind că râdeți de mine. Pentru că am făcut limba rusă până la liceu, am încercat să mai prind ceva din zbor, și a doua dintre ele, a lui Max Lucado, Călătorie fără bagaje. Aceste două cărți trebuie obligatoriu să le citiți înainte să vă măritați și înainte să vă însurați. Să nu vă prindă Crăciunul cu ele necitite. Facem promisiunea aceasta. Asta e temă de casă. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, vreau să știți că astăzi intrăm deja în tema noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce spre pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Frații m-au ajutat acolo cu traducerea, dar îngustă este poarta, strâmtă este calea și puțin sunt cei ce merg spre calea care duce spre cer. Adică dacă duce spre pierzare, m-aș aștepta să fie foarte puțin. Niște inconștienți irresponsabili, care nu știu de unde vin. Vorba lui Petre Țuțea, omul fără Dumnezeu, este un animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri și m-aș aștepta pe acest super highway, m-aș aștepta să fie cât de puțini oameni și să spună, da mă, într-adevăr, unul să conducă un Porsche Cayenne, unul să conducă alta și să se ducă ca nebunii spre iad. Dar din păcate și din nefericire, sunt foarte mulți care merg spre iad și foarte puțini care merg spre împărăția lui Dumnezeu. Și vom încerca să găsim, să lămurim lucrurile acestea și să găsim câteva explicații. Giratoriul tinereții. Viața voastră, fete și băieți, se află aici, indiferent pe care dintre cele câteva benzi de circulație vă aflați. În fața voastră este un sens giratoriu. Fiecare ieșire pare bună, fiecare ieșire pare rezonabilă, fiecare ieșire pare că duce undeva și promite ceva. Dar nu uitați că dintre toate acelea, una singură e cea bună. Celelalte sunt otrăvitoare, celelalte sunt pline de piedici. Toate celelalte duc la moarte, vă pasc cursele diavolului, sunt pline de diavol, de demoni care vă vor sugruma și vă vor omorî înainte de vreme. Și în intersecția aceasta stai și zici, care să o apuc, încotro să mă duc? Dragi tineri, fete și băieți, cei care v-ați născut în familie de pocăiți, nu uitați un lucru ce vă spun. O fată și un băiat care s-a născut într-o familie de pocăiți nu este mai mult altceva până la nașterea din nou decât un păcătos educat religios. Atât. Un păcătos educat religios. Dragi părinți, nu aveți așteptări de la un păcătos educat religios ca de la un născut din nou. Aici apar frustrările. Am întâlnit zeci, sute, mii, zeci de mii de tineri la conferințele de tineret frustrați și s-a pus o presiune foarte mare pe ei din partea părinților. Dragilor, lăsați-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze și să producă nașterea din nou. Amin? Și când schimbarea începe din interior spre exterior, vom crește o generație de bărbați și femei pentru împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la asta. Și întrebarea se pune, ce e de făcut? Care e calea cea bună? Aici avem nevoie de discernământ. Aici avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu
să ne lumineze. Haideți să vedem, am pus versetul acesta care s-a citit, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se arată că duc la moarte. Ce faci dacă te trezești la 59 de ani, că ai apucat pe drumul care la următorul pas după moarte, după mormânt, după cimitir, e prăpădul, e moartea veșnică, e iazul de foc și pucioasă. Ce faci? Imaginați-vă că miliarde și miliarde de oameni, se presupune că 120 de miliarde de oameni au trăit pe pământul acesta. Dintre acești 120 de miliarde, cei mai mulți dintre ei, mai mulți de 100 de miliarde, după calculele mele, mai mult de 100 de miliarde, au mers spre moarte, au trăit degeaba, au murit degeaba și sunt în infern. De ce oare lucrul acesta? Ce ai tu în plus că ți s-a oferit harul în seara aceasta să discerni, să alegi între calea morții și calea vieții? Ce ai tu în plus? Avem nevoie de discernământ și discernământul acesta îl dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei bine, este vorba de, le-am luat pe rând, calea largă, the broad way. Aici veți găsi în fiecare oraș mare din țară, veți găsi bulevardul acela mare, Parisul are Champs-Élysées, în limba latină mă exprim un pic mai ușor, are și Hollywood-ul, are bulevardul lui cu stelele de la Hollywood. Aș vrea să înțelegeți care este minciuna diavolului. Minciuna diavolului, fete și băieți, frați și surori, ea vine și îți prezintă o ofertă și zice, te fac star, mega star în întuneric. Trântește-i ușa în nas și fugi. De ce? Pentru că tu ești lumina, tu ești soarele, tu ești lumina lumii, slăvit să fie Domnul. E cea mai mare minciună. Zice, te fac cel mai mare star, mega star în întuneric. Prefer să fiu lumina lumii decât cea mai strălucitoare stea din întuneric. Aici e cea mai mare cursă și cel mai mare test al nostru. Căci largă este poarta, lată este calea care duce spre cer și spre iad și mulți sunt cei ce merg pe ea. Și aici sunt patru caracteristici. Luni seara veți vedea iarăși patru caracteristici ale căii care duce spre cer. Poarta e largă, wide gate. Calea e largă, broad path, sper să fiu tradus bine. Duce la pierzare, lead to destruction. Și mulți merg pe ea, many call on it. De ce? Și haideți să le luăm pe rând. Prima caracteristică, poarta este largă, the wide gate. Știți de ce nu mai vin tinerii la biserică? Pentru că zic, m-am săturat de reguli. M-am săturat să mi se spună ce trebuie să fac. M-am săturat de asta. Eu știu ce trebuie să fac. Și nu mai vin. De ce se duc în lume? E poarta largă? Poți să intri cu toate patimile posibile? Apropo, o paranteză, satana nu refuză pe nimeni niciodată. Tu poți, satana acceptă să fii un religios eminent, satana acceptă să fii punctual, satana acceptă să cânți în fanfară, în cor, să dai îndemnuri, să fii și cu biserica, dar știe în esența lui, în mintea lui, că Dumnezeu nu acceptă compromisul. Și un om duplicitar care umblă pe două căi știe că Dumnezeu îl refuză la final și îi va spune așa, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care arde cu foc și pucioasă. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi, lucrătorii fără de legii. Și satana știe foarte bine Biblia. De aceea el te primește și dacă te duci la adunare. Și din păcate aici este cea mai mare înșelătorie. Tu crezi toată viața ta că mergi în direcția bună. Și la final să te trântești cu ușa eternității în nas și să spune, tu, afară, niciodată nu te-am cunoscut. De ce se întâmplă lucrul acesta? Aș vrea să înțelegeți, dragilor, aici intră cine vrea. Cine vrea intră? Vrei să te duci la discotecă? Te primește. Prima țigară ți-o dă gratis. După aia îți vinzi casa și îți vinzi părinții. Intră cine vrea. Nu are niciun fel de interdicție, niciun. Te primește oricum. Plin de patim, plin de boli, cum vrei tu. Aș vrea să notați lucrul acesta că e foarte important. Diavolul întotdeauna îți promite tot, nu-ți dă nimic,
Îți ia totul și rămâi gol. Era o cântare minunată. Unde ești, Adame? Unde ești, Adame? Sunt gol, Doamne. Blestemat va fi pământul din cauza ta, Adame. Blestemat va fi pământul. Te uiți în oglindă și zici ce frumoasă sunt. Oglindă, oglinjoară, cine e mai frumoasă din America de Nord? Așa e că eu. Și zici, sunt bogat, conduc cel mai frumos trac, să vă vedeți cu ce mașină am venit eu. Să vă feriți din calea mea, că nu sunt sigur că mă încadrez în parcare. Un cap de tir. Numai Dumnezeu știe cum am ajuns până aici, dar am ajuns. Și trebuie să mă duc și până la Chicago cu el. Un prieten minunat de-al meu mi l-a închiriat. Cu plata în cer la tata. Dragilor, aș vrea să înțelegeți, Satana întotdeauna îți ia tot. Și te simți gol și lipsit. Te simți gol. Și zici, sunt bogat, numai ce mi-am schimbat mașina. Doamne, Tu ce părere ai despre mine? O, zice, ești nenorocit, sărac, surd, orb și gol. Gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi și să iei haine albe ca să-ți acoperi goliciunea, să nu te vezi. Dragilor, știți ce îmi place de Moise, un om extraordinar? Am pus puncte, că am vrut să vă las pe voi să nimeriți personajul. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. A vrut mai bine să se bucure, să sufere împreună cu poporul lui. Fete și băieți, vă este greu să vă duceți la școală, la facultate și să fiți singuri pocăit în clasă? Vă este greu, așa ai? Una dintre o fată care era studentă, era singura fecioară din an. Toate erau trecute prin viață. Și punea o presiune pe ea colegele și a spus, ești rușinea facultății. Tot anul știe, toată lumea știe că noi avem o sălbatică în anul nostru. Și ea se supăra foarte mult și se necăjea. Și se ruga înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu îi dă revelația revelațiilor. Se duce la școală, fața era altfel ca și a Anei după ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și iară ele, nu ești în stare să umbli și tu cu cineva, îți dăm noi un vagabond numai să speli rușinea de peste noi, pentru că lumea în care noi trăim, dragilor, a luat-o razna, pentru că nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, Romani capitolul 1, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate, au nebunit, numesc răul bine și binele lău. Știi ce se întâmplă? Li se distruge discernământul, cel mai mare rău pe care îi se poate întâmpla unui om de pe pământ, de pe planeta albastră, este să nu mai aibă discernământ, să nu mai știi ce-i bine și ce-i rău. Și lucrul acesta, dragilor, îl întâlnim la fiecare pas. Mă, ce trebuie să faci? Nu știu. Mă, în ce direcție trebuie să mergi? Habar n-am. Și a zis, fetelor, până ieri am hate you, v-am urât, mi-a fost silă de voi, mi-a fost ciudă pe voi, dar de ieri încoace mi-e milă de voi. Pentru că eu ca voi pot să fiu mâine, dar voi ca mine nu mai puteți fi niciodată. Înțelegeți să suferim o cara lui Iisus Hristos. Merită să suferim împreună cu poporul lui Dumnezeu, cu părinții noștri care au dus Evanghelia mai departe, care s-au luptat pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Merită decât să ne bucurăm, auziți cum le numește. Este incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Le numește așa, plăcerile de o clipă ale păcatului. Ai bătut din palme și s-a dus plăcerea. S-a dus, dar odată cu ea te duci și tu. Atât am vrut să o salvăm, spun un nume fictiv ca să păstrez confidențialitatea familiei. Victoria, să zicem. 15 ani. S-a dus, a zis, eu rămân acasă astăzi. S-au dus părinții la biserică și când au venit au găsit-o spânzurată de calorifer. A stat o lună de zile în spital la ATI, m-am dus, i-am făcut ungerea cu un de lemn odată, m-am dus a doua oară. După mormântare, n-am putut să mă duc la mormântare, așa cum mă vedeți,
N-am putut să mă duc, sunt foarte sensibil când vine vorba de lucruri din asta. Și m-a sunat păstorul pe speaker și a zis: frate, spune-te rog frumos, când ai fost la ungere cu un delem la ATI, ai văzut vreun semn la fata asta de reacție? Și părinții erau acolo plângând. Și am zis: frate, nu știu dacă e de bine sau nu, dar eu cred că e de bine. Prima dată când m-am dus, în momentul în care am făcut ungerea, a suspinat dintr-o dată adânc. Și atunci mama și tata au început să plângă: da, frate, așa s-a întâmplat. Fete și băieți, pentru ce trebuie părinții noștri să se închine cu lumânarea în mână și să aștepte spasme de viață și să aștepte urme de respirații, de oftat? Când ai toată viața înainte și când poți să-i slujești lui Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată frumusețea, cu toată tinerețea, o zic, Doamne, în seara aceasta la Betel, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne înțelepciune și lumină să fim o bucurie și o fericire pentru părinții noștri. Deci poarta e lată, e largă, calea e lată, poți să mergi oricum. Măi, dar dacă e așa, cum de la Moise, care n-a vrut să se spurce, cum s-a ajuns pe calea lată? Măi, cel care s-a născut într-o familie de alcoolici, cel care toată viața lui a auzit înjurături în casa lui, cel care toată copilăria lui a tăiat cu cuțitul fumul de țigară din casă. Mă, cum se întâmplă că un băiat care a crescut în puf, dus la binecuvântare, o fată care are 10 frați pocăiți și credincioși, care are părinți slujitori, proroci, păstori, predicatori și îi slujesc lui Dumnezeu, cum a ajuns fata asta pe cale largă? Haideți să vă explic. La un pas distanță de iad suntem toți. Păzească-vă Dumnezeu de atitudine arogantă. Portare la poarta cerului, ați pus embargou pe cer. Ăla intră, ăla iese, ăla intră, ăla iese. La un pas distanță de compromis suntem toți. Dacă nu e mila lui Dumnezeu peste noi, nu uitați că trăim în har. Fete și băieți, trăim în harul lui Dumnezeu. Iar harul lui Dumnezeu este catehetic. Ne învață ceva. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ai venit în locul acesta în seara asta, poate că ai țigările în buzunar, poate că ai cont la casino, ai conturi pe pariuri sportive online, numai Dumnezeu știe ce faci în privat. Uitați-vă cum se ajunge. Ne mărturisește Acan: din păcate e prea târziu. Sunt cuvintele lui dinainte de moarte. Putea să fie dinainte de viață. Vedeți că și mărturisirea are un timp în care se poate face. S-ar putea să te recunoști mai târziu, dar să fie prea târziu. Și zice: iată ce am făcut. Fiule, zice Iosua, dă slavă lui Dumnezeu și spune ce ai făcut. Iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear și 20 de sicli de argint. Și după ce le-am văzut, mă un pic că nu-mi bate faza lungă până acolo, 200, zice, le-am văzut, le-am poftit. Le-am dorit să le am, să mi le însușesc, să fie ale mele, să fie în proprietatea mea. Le-am poftit. După ce le-am poftit, le-am luat, le-am jmanglit, le-am furat. Împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva poruncii lui Dumnezeu, să nu vă atingeți de nimic din ce este necurat. Și împotriva poruncii lui Dumnezeu am făcut asta. Le-am luat, iar după ce le-am luat, le-am ascuns sub cort. Formula perfectă să distrugi toată familia. Dacă ați ști la câte familii am fost martori la distrugerea lor. Pentru că a intrat el în rețele de traficanți de droguri, de cazinouri și a trebuit să vină poliția. Și dacă vreți detalii, întrebați-mă la final în privat și vă dau. 40 de jandarmi să vină și să răscolească toată casa. La un moment dat, pentru că am fost confundat cu cineva, am fost arestat. A venit, zice, uite-l! Mi-a pus cătușile pe mine, eu nu mai puteam de râs. Mă zicea, unul dintre ei a zis, e prea relaxat.
nu cred că e el. Iar șeful, care șeful de post, a zis: stai că e popa! Părinte, iar, am zis, nu, eu sunt, nu, știu că vrei să-l scapi. Lasă-l că e popa, iartă-ne, părinte, dar hai, duceți-mă pe mine. Iată-le, sunt ascunse și mult, și suferă părinții și mor cu zile datorită deciziilor tale nebunești pe care le-ai luat. Și le vinzi și furi bani din casă și le vinzi. Eram la bancă și lângă era un domn, plângea ca un copil. M-a interesat subiectul și m-am băgat și eu ca musca în lapte. Și am zis: ce s-a întâmplat, domnule? Și zice doamna: cum ce s-a întâmplat? Copilul i-a luat cardul de pensie și a băgat banii. Este un cont pe Google, casino online. Și toți banii. Iar când lua pensia, dar cum? Și ce să fac? Fă-i bagajul, la ușă cu el. Out! Știe Dumnezeu de câte ori ai furat bani din casă și ai băgat acolo. Numai Dumnezeu știe. Zice Samson: luați-mi-o că îmi place, mi-e drag de ea. Da, mă, dar-i filisteancă, măi. Dar îi străină de cuvântul lui Dumnezeu. Bă, nu-i din poporul Domnului, te omoară asta, mă. Ajungi la discotecă. Da, dar dacă îmi place? 3. Duce la pierzare care asta largă. Știți de ce am încercat să pătrund în esență și să înțeleg de ce tinerii totuși nu se pocăiesc și merg pe calea largă? Știți de ce? Nu li s-a tradus niciodată ce înseamnă iad. Fete și băieți, în slide-ul acesta mi-am propus doar să vă traduc ce înseamnă iad. Decizia vă aparține. Dar vreau să vă spun un lucru de la început. Nu e învățătura martorilor lui Jehova, nu e nici măcar a mormonilor, nu e nici măcar a adventiștilor care nu cred în iad. Este învățătura biblică. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Pe nimeni. Omul își alege iadul. Ți-am pus înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Deuteronom 30:19, ți-am pus înainte binele și răul, moartea și viața, alege. Dar uitați ce spune în privat, parcă îi sugerează la ureche: alege viața, mă, mă, alege viața, mă, să trăiești, mă, ai grijă, mă. Îi suflă la ureche Dumnezeu, dar lasă pe el să aleagă. Haideți să definim pierzarea, destruction. Auziți aici ce am citit, uraganul Milton. De 2 săptămâni a făcut ravagii. Joe Biden trebuia să vină la un summit în Germania și n-a mai venit din cauza uraganului Milton. Știți ce pagubă a făcut? N-au murit mulți oameni, 16 oameni. Dar știți ce pagubă materială a făcut? 50 de miliarde de dolari. Cam așa se traduce prăpădul. Doar că în urma lui nu mai rămâne nici viață. Mătură tot și trimite la moarte, la infern, la iad. Auziți ce înseamnă? O să vă surprindă, cuvântul iad nu apare în Biblie. Nu l-am găsit în Biblie, dar apar înrudit. Iazul sau iadul de foc și pucioasă, Apocalipsa 20:10. Știți ce înseamnă pucioasă? Înseamnă cauciuc crud, smoală, topită. Nu știu dacă vreodată în viața voastră v-ați topit cu smoală. Dacă o picătură pică pe piele, intră în piele imediat. Cauciucul acela sau uleiul încins este cumplit. Iadul este asemănat în Biblie. O să vă mai surprindă un lucru. Noul Testament, Domnul Iisus Hristos vorbește odată despre rai și de 2 ori despre iad. Dacă vorbește de 10 ori despre rai, vorbește de 20 de ori despre iad. Vrea să spună: mă, e real, mă, păziți-vă, fugiți de iad. Fugiți de iad, vă prăjește iazul de foc și pucioasă. Iazul înseamnă o groapă mare unde arde foc ca un cauciuc crud, unde vor fi aruncați oamenii. E groaznic cum arată iadul, mai mult. Apocalipsa 21:8 mai este numit moartea a doua, unde va fi aruncat diavolul, diavolii, demonii,
duhurile rele și toți cei care s-au închinat fiare și icoane ei și toți cei care nu s-au pocăit vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Din moartea a doua nu mai învie nimeni pentru viață, toți învie pentru judecată și pedeapsă eternă, veșnică. Așa se traduce iadul. Sau Ghenă, Matei 5:29, vorbește în contextul în care dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, leapă-o de la tine, tai-o. Dacă piciorul tău cel drept, dacă ochiul tău, bagă șurubelnița și scoate-l afară. Dar nu la asta se referă, se referă să tai sursa, nu neapărat să te automutilezi. Și-a zis, mai bine să fii ciung să intri în împărăția lui Dumnezeu decât cu toate mădularele și să-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Știți ce era ghena la evrei? Era un fel de groapă de gunoi unde erau aruncate animalele moarte ca să le mănânce viermii și să le mănânce muștele. Era groaznic acolo. Și zice să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Iadul este ghena, este locul unde oamenii vor fi mâncați de viermi. Este cel mai grețos și scârbos lucru de pe fața pământului. Iar calea lată pe care tu o visezi, poarta largă unde trebuie să faci ce vrei tu, destinația ei este ghena. Sau Luca 16, loc de chin. Ce înseamnă chin, dragilor? Du-te acasă și deschide ușa și închide un pic peste unghie. Eu am o unghie neagră, am avut un accident de muncă. Nu vă pot descrie prin ce am trecut eu de la o singură unghie, ce chin și ce durere. Loc de chin, veșnic. Uitați-vă ce spune 1 Timotei 6:9. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei ce se îndeletnicesc cu asta, zice, vor ajunge în prăpăd și pierzare. Prăpăd și pierzare, destruction și prăpăd, ceea ce a făcut uraganul, Katrina și altele, și Helen, și Milton, și celelalte uragane. Prăpăd în urma lor. Nu mai rămâne nicio urmă de speranță că se va mai poate face ceva. Și 2 Petru 2:1 zice, sfârșitul lor va fi pierzarea năpraznică. Năpraznică înseamnă ceva groaznic, ceva horror. Horror. Imaginați-vă, probabil că ați urmărit filme de groază, n-am putut niciodată în viața mea să mă uit, nici măcar faze n-am putut să văd. De fapt, nici nu știu dacă am văzut 5 filme întregi în toată viața mea, că nu îmi place mai mult viața și realitatea, că viața bate filmul. Infern, adânc, întuneric, Sheol. Fete și băieți, râvniți să mergeți pe calea lată? Destinația este asta. Pierzarea, iadul, flăcările, smoala, viermii, pucioasa. Domnul să o binecuvinteze pe sora, probabil nu se simte bine și să lase vindecare de plină și eliberare. Și în final, mulți sunt cei ce merg pe ea. Mulți sunt cei ce merg pe ea. Câți? Foarte mulți. Enorm de mulți. În satul copilăriei mele eram singura familie de pe stradă, pocăiți. O stradă întreagă. Cât de mulți merg pe ea? O stradă întreagă. Știți care e cea mai mare durere a mea? Că după 30 de ani de pocăință pe strada aia, tot familia noastră e singura pocăită. Știți care e complexul meu? Că n-am fost lumină. Niciunul dintre noi, din familia noastră. Niciunul! De la A la Z. Și se va judeca Dumnezeu cu noi. Dar haideți să vedem din adunare. Uitați-vă, ne ajută Matei capitolul 24:10-13. Să zicem că sunt 100 de oameni. Noi aici suntem aproximativ 1000 de oameni. 1000 de oameni. Cât sunt cei care intră în cer? Din Sodoma și Gomora a intrat o singură familie. Să înțelegeți, frați și surori, fete și băieți, doamne și domn, că Dumnezeu este exigent. Acum am un ciclu de predici la noi la biserică ancorat în Hristos. După aceasta, probabil anul viitor, vreau să încep o serie de predici, exigențele lui Dumnezeu.
Am făcut abuz de harul lui Dumnezeu și nu mai predicăm exigențele lui Dumnezeu. Dumnezeu e exigent. Auziți ce spuneți? Deci dintr-o mie, atunci mulți vor cădea. Dintr-o mie, mulți vor cădea. Cât să zicem că vor cădea? Dar haideți să o luăm raportat la 100%, dintr-o 100. Să zicem că mulți în stă, zicem 20. 20 vor cădea, rămân 80. Din ăștia 80, zice, se vor vinde unii pe alții. Deci din 80 vor fi câțiva Iuda la pătrat, la a 10-a, și se vor vinde, alții vor fi obiectul vânzării. Marfa de contrabandă umană. Traficanți de carne vie. O, câți din ăștia nu sunt și în adunări? Care îi vând pe frați. Nu uitați, s-ar putea să fi calculat bine prețul unui frate, dar valoarea unui om nu poți estima niciodată, e necuantificabilă. Nu vă jucați. Să zicem, mulți vânzători, mulți material de contrabandă, încă vreo 20, mai rămân 60, mergem mai departe, se vor urî unii pe alții. Din ăștia 60, vor fi mulți care vor urî, să zicem că încă 20, rămân 40. Se vor scula mulți proroci mincinoși. Din 40, mulți vor fi proroci mincinoși și învățători mincinoși, care vând nădejde înșelătoare. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă, hai să zicem, din 40 cât să fie mulți? Să zicem 15. Câți mai rămân? 25. Mulți proroci mincinoși. Din aia 25, mulți vor fi înșelați. Adică vor merge după prorocii mincinoși, după învățătorii mincinoși, după muzica lor, după dansurile lor, după discotecile lor pe care le-au băgat în adunare. Și mulți vor fi înșelați. Păi cât mulți din 25? Hai să zicem 10. Mai rămân 15. Și din pricina înmulțimii fără de legii, dragostea celor mai mulți din cei 15% se va răci. Câți mai rămân, dragilor? Eu sper din tot sufletul să intre 10% în cer, din toți pocăiții de pe planetă. Dar eu sper să intru și eu și sper să nicio unghie din locul acesta să nu rămână pe pământ. Amin? Să ne numărăm între sfinți. Când se vor citi numele, vreau să fiu și eu acolo. Era o cântare. Toți vom fi acolo când se va citi numele. Dar eu cred că Dumnezeu, pe toți pocăiții și pe toți tinerii și pe toți bătrânii, cred că Dumnezeu, înainte să vină, îi va cerceta pe unii prin boală, pe alții prin pușcărie, pe alții prin accidente, pe alții prin o grămadă de lucruri. Și eu cred că va veni o trezire spirituală. Dar eu cred că trezirea a început. Eu cred că poate să înceapă trezirea cu tine chiar din seara aceasta, dacă te lași abandonat și copleșit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și transformat. Și aceasta este concluzia, de fapt. Robia libertății, the slavery of freedom, patim scârboase, vile passion, patim scârboase. Ce-ar însemna asta, dragilor, patim scârboase? Ce-ar însemna asta? Addiction, în limba română nici nu s-a tradus încă, addiction. Tutun. Câți dintre voi veniți și fumați pe ascuns? Fete care se îmbată pe ascuns. Eram într-o tabără și am zis una dintre fete, ce-i cu tine? Nimic. M-am zis, tu ești beată. Și-o zis, da, sunt. În tabără. A venit cu sticla de băutură după ea. Numai Dumnezeu și tu știi de unde vii. Droguri, cazinouri, păcănele, jocuri video. Stai mai mult pe Brawl Stars decât pe... Știți care este statistica? Vă spun asta din zona în care lucrez de 15 ani de zile, lucrez în învățământul preuniversitar. În urmă cu 3 ani de zile... Asta înseamnă pre-pandemie, cu 4 ani de zile, media era de 2 ore pe zi la un copil până la 17 ani, de stat pe telefon. Știți care este media astăzi? 8 ore pe zi. Știți ce înseamnă asta? Addiction. Technology addiction. Știți ce înseamnă asta? Prăpăd. Pornografie. Cum știi tu dacă ești pe calea aceea? Un test?
Și apoi încheiem. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 3 cu 2 la 5. Fă-ți o analiză, n-are rost să-ți mai zic eu. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Ești? A? Se întâmplă asta? Iubitori de sine. Vor fi iubitori de bani. A? Money, money, money. Lăudăroși. Cu trocul lui tata. Cu ochii albaștri dați de Dumnezeu. Lăudăroși. Trufași. Hulitori. Neascultători de părinți. Iată cum poți fi pe calea largă, chiar dacă ești un păcătos educat religios, chiar dacă ești profesionist la un instrument de suflat sau la clapă. Nemulțumitori. Ești mulțumit de statura ta? Săptămâna asta ai zis, de ce n-am fost un pic mai înaltă? V-aș aduce pe mama să vă povestească. Toată tinerețea ei, pentru că era cam la egal cu tata, și zice, stăteam pe pat și spuneam la fluierele picioarelor, zice, atâta dacă era mai scurtă. Până când într-o zi, în urmă cu 27-28 de ani, a avut un accident teribil de camion. Amândouă picioarele rupte, fracturi deschise, au făcut viermi la picioare, era vara, nu se poate explica prin ce a trecut. Și știți care a fost concluzia ei? Toată viața mea am fost nemulțumită înaintea lui Dumnezeu că-s prea înaltă. Nemulțumitori. Nemulțumitor de părinți, neascultător de părinți, da? Fără dragoste firească, neînduplecați. Nu mai vorbim de agape, vorbim că nu-și iubește mama, care i-a schimbat 527 de pampers. Fără dragoste firească, bărbat care nu-și mai iubește soția, clevetitor, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitor de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. Iată cum poți să fii pe calea largă. De aceea mă rog în seara asta, Dumnezeu din cer să te binecuvinteze. Am trecut așa mai telegrafic, am încercat să mă încadrez în timp, știu că am depășit puțin. Vă iubesc foarte mult. Mâine seară vom învăța cine este calea. E un subiect foarte frumos, iar luni seara vom învăța cum este calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, care este atât de frumoasă. Nu vi se pare grea, e formidabilă, e extraordinară. Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă aibă carul lui de biruință și cu toții să mergem spre împărăția lui. Amin. Amin.